Salutare clan și bine v-am găsit aici la un nou episod de Jump Force, episod în care o să jucăm în continuare la povestea noastră din Jump Force. Uitați, scrie și aici clan. Deci dacă vreți să intrați în clanul meu, dați acolo like și subscribe, bineînțeles. Dacă vreți să fiți în clan cu cel mai șmecher youtuber posibil de pe planetă și cel care chiar ascultă de voi când ziceți să postez mai des, da, dați acolo subscribe, că cu siguranță n-o să vă mint. Bine, măcar că mă ghidează aici pe hartă la Running Simulator pe unde să merg. Da, și cum spuneam, da și voi acolo like pentru că am văzut că vă place mult seria asta de Jump Force. Facem chiar multe like-uri. La episodul trecut am făcut 800 de like-uri, ceea ce este destul de mult. Și aparent s-a întâmplat ceva aici la noi, la sediu, la Jump Force. Ultima dată știu că am reușit să intrăm în echipa Naruto. Și acum continuăm aici la poveste. Vegeta, a apărut Vegeta. Vegeta e taxul ăsta? Nu prea m-am uitat la Dragon Ball Z. Mă uitam un pic când eram mic, dar nu înțelegeam mare chestie. La One Piece aș vrea să mă uit, care 1000 de episoade, v-am mai spus. Dar mi-e puțin lene că, da, 1000 de episoade, poate să-l termin într-o vară pe tot, că așa am terminat și Naruto într-o vară. Da, bă, de asemenea, nu uitați să intrați și pe serverul de Discord. Dați și voi acolo click pe linkul ăla de Discord din descriere, să facem și noi 4000 de membri pe Discord. Hai să-l căutăm pe Vegeta. Uite-l pe Vegeta. Iar la data trecută care și-a dat mare awake. Hai să le dăm omorul. Venom. Coai, ăsta e Kakashi? Aparent. Coai, ce pula mea. E Super Saiyan cum țipa asta mea. Ăsta zici că e Kakashi? E fraxul lui Kakashi. Vreau să văd cum îmi pun și eu puteri mai multe pe asta. Rasengan! Am și Fireball și Rasengan. Să vezi pe Mikasa că face Rasengan așa. Bă, ce sunt cu hărțile astea? Adică n-au băgat și ei hărți din vreun anime sau ceva? A, m-am schimbat pe Goku, bun! Păi cu Goku trebuie să-i bat pe ăștia, că sunt adversarii lui. Și de asemenea vreau să-l testez și pe Madara dacă ne lasă să-l luăm. Meteor Combination! Ce dracu? Cu aia am crezut că eu am dat chestia asta. Dar de fapt ea mi-a dat. Și mi-a luat și jumătate de viață. Bun, hai că am nimerit-o. Bă, aseamănă mult a Mortal Kombat ăsta. Ia-o și pe asta. Steaua sus răsare. Mama, am dezvirginat-o total cu asta, ești nebun. E prea OP Goku ăsta. Am băgat-o la somn. Îți urez somn că ușoară ești deja. Vegeta, ce s-a întâmplat cu tine? Ăsta e pe droage, a băgat boaba. Până să vină la Jump Force. Nu ne aude, e posedat de Amidamaru din Shaman King. Ce pula mea, ies dracii din el, zici că e Cătălin Talent când face exorcizare. Hai Vegeta. Îl bat cu pizda asta, cu țițe mari. Nu, 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 ține gardă. Aoleu, aoleu, schimbă, 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 ajută-mă. Bine, a intrat Goku din nou. Băgăm și pula în Vegeta. Are freza aia, zici că e babuin intergalactic. Uite-te și tu ce freza are în pula mea. Mai are puțin și atinge Nori cu freza. L-am luat și pe freză de castron ăsta. Mamă, ăsta are sabie. Shut awake. Mi-e frică de awake-urile la ăștia din Dragon Ball Z, că par foarte periculoase, așa cel puțin în anime. Final Impact. Ce e asta? I-am dat ultimata? Și credeam că ăia din Naruto sunt exagerați cu puteri. Ăștia nu mai aruncă cu meteoriți din cer, ăștia îi scot direct din buzunar. Yatazo. E posedat de satana, mă. A ieșit boaba din el. A, ăsta era cub de la care te face erou, dar de fapt e cub care te face villain. Mikasa, te rog, investighează. Dacă nu îți investighezi, eu ție țâțele. Gata, l-am luat. Bună captura.
I-am rupt și pantaloni în pula mea, poate ne pune să-i cumpărăm alții. Ah, deci dacă ești cum ar veni bun la suflet și bagă boaba aia în tine, cubul ăla intergalactic, devii erou. Dacă ești jegos și dai bani cu camătă, ajungi villain. Hai, dar lu' ăsta îi pleacă porul de aici, dintre ochi. Să-mi bag pula. Bă, dar bulangii ăștia nu-i dau și acestei fete ceva de îmbrăcat? O văd așa în mai eu. I-am dat și odată unei tipe hanoracul meu și după l-am văzut pe taxul îmbrăcat în ea cum crăpa lemne. Așa că nu o să mai fac greșeala asta niciodată. Sunt curios care dracu-i povestea la Jamforce-ul ăsta. Despre ce... Konoha! Vrea să distrugă Konoha! Konoha noastră de pe Minecraft. Apropo, am deschis server de Minecraft în caz că n-ați prins live-ul. Aveți acolo quest-uri. Să deveniți genin, academy, chunin, toate gradele posibile. Cei care devin membru ai canalului primesc gradul de Akatsuki. Și e super mișto serverul. Vă las IP-ul în descriere. E de 1.16.4. Dacă vreți să intrați, ne vedem acolo. Și o să mai fac live-uri cu serverul. Iar au băgat-o pasta cu țâțele gigantice. Bă, da, în One Piece sunt tot așa puterile exagerate cum sunt în Dragon Ball Z? Sau sunt un pic mai la... mai realiste un pic acolo? Mai explicabile cum ar veni? Cum erau la Naruto la început? Ia să vedem unde trebuie să merg. Mamă, atâtea semne pe hartă. Cred că trebuie să mai fac niște misiuni din alea. Și la albastru ce e acolo? Mamă, nici bunica pe centură nu făcea așa să observe clienții. Bunica la vitrină în sat. Deci am aici ceva misiuni de făcut. Asta vrea să... asta se dă prostituată și vrea să-l cucerească pe ăsta. Rio, pula mea, nici măcar nu s-au mai obosit să bage dialog. A, asta l-a angajat pe ăsta? A, l-a făcut Venom din ăla. Am înțeles. Hai că l-am băgat pe Vegeta ăsta, să vedem cum e și ăsta. Mamă, ăsta are și pistoale. Bă, dă-te-n pula mea. Ăsta are pistoale, dar eu pot să zbor. Mamă, păi astea sunt OP, coaie. La ăștia din Dragon Ball Z. Nici n-are cum să se ferească. Apă, dar poate să țină gardă. Nu, 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 dă-i și tu cu a mea. Ce pula mea s-a întâmplat? Coaie, ce dracu, de unde a făcut ăsta rost de o mașină și a apărut dintr-o dată? Atunci o dau și eu pe asta. Ia nebunule, i-am rupt curul. I-am rupt curul. Așa se face treaba, mănânci struguri și bați unguri. Aia, am luat cubul și a devenit și ăsta bun, am înțeles. Păi aducem toată planeta în echipa noastră, ce pula mea, uite-l și pe Boruto. Trebuie să-l ajutăm pe Boruto acum. Să-l bată pe ăsta din My Hero. A, uite-l aici. Cred că sigur e din My Hero ăsta. La ce bocan ce are în picioare, sigur e din My Hero Academia. Ce dracu, zici că le-a dat Itachi Amaterasu la ăștia, mă. Probabil are miros de roacer. Hai să-l rezolvăm cu Boruto. Să fie o luptă așa între copii. Între Gon și Boruto. Vanish Rasengan. Ia-o, nebunule. Doar atâta l-aruncă? Bă, mă lași, pe ce e vrăjeala asta de... Hop! Am înțeles. Al dracu Gon. Dar n-are cine știe ce puteri Boruto. Boruto Fist. Cum nu Boruto? Și ăsta văd că ține gardă non-stop. Trebuie să-i prind un Vanishing Rasengan de ăsta. L-am prins? A, stai mă că e cu schemă. Rasenganul ăsta dispare, dar de fapt încă se duce. Stai așa că cum am eu să aminte. E vrăjeală. Fii atent că îl lovește. Da, bă, e cu schemă. E șmecher așa. Cum i-a făcut lui Momoshiki. Oh! Așa da. Gata, easy win. L-am îngenuchiat pe roacer. Vezi dacă n-asculți Florin Salam, nebunule. Hai că mai avem încă 4 misiuni. Acum îl ajutăm pe Gara. Eu v-am zis că Mikasa aici e damă de companie.
Cu cine se bate ăsta? Cu ofițer Sula Marină. A, ăsta e Dio din Jojo Koi. Așa de dubios e animeul ăla Jojo, sau cel puțin nu știu eu obișnuit, m-am uitat și eu la câteva episoade. Și nu știu, la început cel puțin are poveste așa, fără sens. Îl adoptă pe ăla, pe Dio ăsta. Hai să-l vedem pe Gara. Cum luptă Gara cu nisipul. Ora, 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 ora. Mama, i-a băgat până și schema asta. A, ah, dar stai că și ăsta tot din Jotaro. Tot din Jojo e. Bă, dar al meu nu dă. Gata, în sfârșit. Nu pot să-mi bag scutul ăla de nisip? A, ah, uite-l, am înțeles. Așa scut. Mamă, ăsta invocă demoni. Să-mi bag pula în ora, ora lui. Hai, dă-o cu nisipul ăsta. Că-ți fac o casă de nisip dacă tot ești orfan și dor pe stradă. Câte semne mai face ăsta, mă? Nu! Bună asta! Încă o dată! Bun! Sand Coffin. A, păi dacă-l prind cu asta s-a terminat vrăjeala. Sand Coffin. L-am prins! L-am prins! Păi dă-i! Ce dracu, nu i-a făcut nimic? Trebuia să-l strivească cum i-a strivit lui Rock Lee mâna. Asta e o peră cu aia. Păi l-am bătut numai din schema aia. Bă, bun Gara, mai bun decât Boruto, clar. Boruto are o singură schemă. Mamă, cu cine pula mea mă lupt, mă? Băi, lasă-mă, dracu. Cu Fred Flintstone. Și-l mai am și pe castravetel ăsta umblător. Haide, mă. Yusuke. Pe Yusuke ăsta îl știu, bă, îl dădea pe Animax când eram eu mai mic. Și se vede că e dintr-un anime vechi Yusuke ăsta. E din ăla, nu mai știu, Inayusha sau cum dracu se numea. Ceva de genul, parcă. Dar chiar mă uitam la el când era mai mic pe Animax. A, din Yu Yu Hakusho era, mă, m-am uitat acum. Yu Yu Hakusho, Inayusha, eram pe acolo. Yu Yu Hakusho. Alea chiar erau pe Animax și sunt vechi rău de tot. O, ia vezi cine a apărut? Yagami Light, ăsta ne minte sigur. Dar e foarte inteligent, chiar dacă n-are nicio putere. Mamă, și demonul lui în spate aici. În sfârșit un joc în care l-avem și noi pe Light. Da, cu un carnet care dacă scrie numele mori. Asta cum dracul vede, păriuc? What? I-a dat să atingă carnetul? Nu cred. Cum dracu? A, deci putem să-l vedem fără să atingem să atingem Death Note-ul. Deci l-a făcut exact ca în anime, coaie. Dar ce forță că l-avem pe Light. Dar văd că sunt aceleași misiuni peste tot. Deci astea, key missions, sunt cele mai importante. Astea sunt povestea până la urmă. Da, și aparent mai avem 4 misiuni. De fapt, nu, doar astea sunt misiuni. Mi-am dat seama acum. Astea cu roșu sunt misiuni. Astea sunt ceva poveste. După care avansează și ne dă alte misiuni. Bă, e destul de interesant jocul. Vedem că în sfârșit a apărut și Yagami Light. Chiar sunt curios ce putere are și ce putere i-a pus. Ca atunci cu episodul ăsta, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați voi acolo un like. Să intrați pe serverul de Discord din descriere și să mă urmăriți pe Instagram la alimpumhai20. Eu v-am pupat și ne auzim data viitoare. La revedere!